Bun găsit, sunt Cătălin Gora și vă invit la o nouă ediție a Dosarelor X. Crimă odioasă la Hâncești. Un bărbat în vârstă de 37 de ani a fost reținut pentru 72 de ore, fiind suspectat că și-ar fi omorât amicul de pahar la domiciliul acestuia din localitatea Ciuciuleni. Polițiștii din Hâncești au fost sesizați, precum că în satul Ciuciuleni, la domiciliu, a fost depistat un bărbat cu semne de moarte violentă. Imediat la fața locului s-au deplasat membrii grupei operative împreună cu procurorul din Hâncești pentru documentarea și stabilirea tuturor circumstanțelor. În cadrul investigațiilor, oamenii legii au stabilit că bănuitul, împreună cu victima, un bărbat de 71 de ani, au consumat băuturi alcoolice. Ulterior, între ei s-ar fi iscat un conflict care a și dus la producerea crimei. Suspectul a fugit de la locul faptei. În urma măsurilor de investigație, făptașul a fost localizat și reținut. Pe numele lui a fost pornit un dosar penal pentru omor intenționat, dacă va fi demonstrată vinovăția. Bănuitul riscă închisoarea pe un termen de până la 20 de ani, ori chiar detenție pe viață, în timp în care se prezumă nevinovat. Tragedie la Ștefan Vodă. Un bărbat de 40 de ani a murit după ce efectua lucrări la un pilon de electricitate. Potrivit poliției, bărbatul angajat al unei companii specializate a căzut cu pilonul la care efectua demontarea cablurilor. Totul s-a întâmplat acum 2 zile în localitatea Crocmaz. Din cauza rănilor suferite, bărbatul a decedat pe loc până la sosirea echipajului medical. Pe caz a fost inițiat un proces penal pentru stabilirea tuturor circumstanțelor. O femeie ce traversa strada neregulamentară în capitală a fost pulberată de un Mercedes. Poliția a inițiat o anchetă, iar victima a fost transportată la spitalul de urgență. Pacienta a primit îngrijirile medicale necesare în departamentul de primiri urgențe, după care a fost spitalizată în stare de gravitate medie stabilă în secție. Accidentul s-a produs pe strada Vasile Alexandrii din sectorul centru al capitalei. Polițiștii au stabilit că un automobil de marca Mercedes, condus de o șoferiță de 36 de ani, a tamponat o femeie de 50 de ani, care preliminar traversa strada într-un loc nepermis. Imediat la fața locului a fost solicitată ambulanța, femeia fiind preluată și transportată la spital pentru îngrijiri medicale. Un accident violent s-a produs în această dimineață și la intrare în Ialoveni. Două mașini au fost făcute zob după ce unul dintre conducătorii auto nu ar fi ciudat trecerea celuilalt cu prioritate. Din fericire, nimeni nu a avut de suferit grav. Coleziunea s-a produs puțin după ora 9 la intrare în orașul Ialoveni. Potrivit datelor ofițerului de presă al Inspectoratului de Poliție Ialoveni, Mariana Didenco, preliminar s-a stabilit că un șofer în vârstă de 61 de ani nu ar fi ciudat trecerea unui alt automobil, care era condus de un bărbat în vârstă de 62 de ani. Ambii șoferi au fost testați la alcoolemie, iar rezultatele au demonstrat că niciunul dintre ei nu se afla băut la volan. Cazul este înregistrat și documentat de către polițiști pentru stabilirea tuturor circumstanțelor. Au mers la cules mere în Rusia, dar au fost bătuți și cazați în condiții dezastruoase. Este coșmarul prin care ar fi trecut doi adolescenți de 16 ani din Ungheni. Procurorii de la cauze speciale anunță că bărbatul care a racolat minorii a fost condamnat la 15 ani de detenție pentru exploatarea copiilor. Fapta a avut loc în perioada lunilor august-noiembrie 2003, atunci când bărbatul din Călăraș cu vârsta de 42 de ani a venit la băiatul și fata cu vârsta de 16 ani cu o ofertă de muncă. Oferta de muncă consta în culesul merelor și munci agricole relaționate. De asemenea, acesta de comun cu un alt bărbat anunțat în căutare, care se prezenta cu un nume fals, a recrutat și alte 3 persoane adulte. Cei doi le-ar fi promis o remunerare de 100-200 dolari pe lună, fără să recomunice prea multe aspecte despre unde vor locui și alte condiții. Sosiți în Belgorod, aceștia au rămas fără pașapoarte, unii și fără buletinele de identitate, astfel încât să nu poată părăsi ușor țara străină. Au fost cazați în condiții antisanitare și degradante, în încăperi în care în total erau peste 10 persoane, cu un săpun și un șampon pentru întreg grupul, având dreptul să facă baie o dată în săptămână.
Mai mult decât atât, condamnatul nu le-ar fi achitat remunerarea promisă. Îi agresa verbal și fizic pe cei care își exprimau dezacordul. Totuși, un adolescent a încercat să evadeze, dar a fost agresat fizic și oprit de către condamnat, mai spun procurorii. Șoferul unui Renault și pasagera acestuia au ajuns la spital, după ce automobilul în care se aflau a fost lovit cu putere de un Volkswagen. Din imaginile surprinse de martori la scurt timp după impact, se vede că automobilele au fost grav avariate. Accidentul s-a produs aproape de ora 13 la intersecția străzilor Grenoble și Nicolae Testimițianu din cartierul Telecentru al Capitalei. În urma impactului a avut de pătimit șoferul și pasagera din Renault, fiind transportați la spital. Pe caz a fost inițiată o anchetă pentru stabilirea tuturor circumstanțelor. Urmau să ajungă la Comrat, dar au ajuns pe mâna poliției. Doi migranți ucraineni, intrați ilegal în țară, și trei călăuze, care urmau să asigure transportarea acestora, au fost reținuți de polițiștii de frontieră, în zona de responsabilitate a sectorului poliției de frontieră Valea Perjii. Polițiștii de frontieră au surprins migranții în timp ce se deplasau dinspre linia frontierei moldo-ucrainene spre interiorul țării. Din primele verificări s-a stabilit că este vorba despre doi cetățeni ucraineni de 30 și 51 de ani. Ambii au traversat ilegal frontiera de stat. Fiind extins controlul în zona de competență pe traseul R31, direcția orașului Ceadăr Lunga, patrula sectorului poliției de frontieră Valea Perjei a depistat alte trei persoane, un cuplu de moldoveni de 36 și 39 de ani și un cetățean ucrainean de 35 de ani. Migranții ucraineni urmau să meargă la Comrat, iar pentru serviciul de transportare trebuiau să achite câte 400 de euro. În continuare, polițiștii de frontieră întreprind măsuri speciale pentru documentarea și atragerea la răspundere a persoanelor implicate în acțiunea ilegală, cu respectarea normelor de prezumție a nevinovăției. Noi detalii în dosarul contrabandei cu țigări moldovenești de peste 200.000 de lei, care urmau să ajungă în Norvegia. Ofițerii vamali și procurorii PC Cox au reușit să identifice un complice al bărbatului de 38 de ani, prins în luna iulie. Cei doi bărbați sunt din Republica Moldova, cu vârstele de 31 și 38 de ani. Cel de-al doilea din ei având rolul de organizator al unei tentative de contrabandă. La domiciliile acestora au fost desfășurate percheziții, iar în rezultat au fost ridicați purtători de informații. Acum aceștia cooperează cu autoritățile de investigație în vederea finalizării ei, timp în care beneficiază de prezumția nevinovăției potrivit legii. Urmărirea penală a fost pornită după ce șoferul investigat s-a prezentat pe sensul de ieșire din țară, în postul vamal Leoșeni-Albița, la volanul unui microbuz care tracta două remorci cu destinație spre Norvegia. Acesta a comunicat că nu are nimic de declarat, pe când funcționarii vamali au depistat în una dintre remorci, într-un loc special adaptat, peste 100.000 țigări cu timbru de acciz al Republicii Moldova. Urmarea avansării investigațiilor pe dosar, autoritatea de investigație va face publice informații de impact social major cu asigurarea drepturilor părților. În prezent, forțele de ordine investigează cazul sub aspectul de contrabandă cu țigări. Ofițerii vamali menționează că în prezent ambii suspecți colaborează cu ancheta, iar cercetările pe caz continuă pentru stabilirea tuturor circumstanțelor. Atât pentru rubrica de astăzi. O seară fără incidente vă doresc!